Jojo, Bajula, Baba! Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi și astăzi la Viața Bate Filmul vorbim despre libertate. Ha, libertate! Toată lumea visează, vrem libertate, vrem libertate. Sincer? Da, teoretic vrem, dar nu întotdeauna cea pe care o avem sau nu o înțelegem cum trebuie. Ce e democrație? Care e diferența între ce a fost și ce este? Prea filozofic? Nu neapărat, pentru că ține de noi, de viața noastră și de perimetrul în care noi putem să ne mișcăm sau să gândim. E o diferență, libertatea asta fizică cu cealaltă. Să aflăm. Liber? Păi sunt liberi. Dumneavoastră sunteți. Da. Eu consider că suntem liberi, dar libertatea a fost înțeleasă greșit. Nu sunteți liberi, nu, aveți tot timpul treabă. Nu, mai ca și oameni. Da, ca și oameni. Nu, vă ocupați de servici, nu? Da. Asta. Consider că da. Ce a fi liber? Că să nu depinzi de nimeni. Așa, adică să nu fii... Și nu depindeți? Păi de soție. Restul, așa că... Ce înseamnă a fi liber? A fi liber în a gândi, a vorbi, a gesticula, a manifesta. A fi liber să nu ai nicio obligație, nimic. Aș avea dreptul de a te exprima, de a-ți alege propriul viitor, știu, tot... Ceea ce vrei tu să faci, în general. Democrație. Să ai dreptul să votezi, să ai dreptul să ai părere personale, să spui în public, liniștit. Bineînțeles, în limite bunului simț, că nu e... Democrația, la noi în țară, în primul rând, este înțeleasă greșit, dar democrația dă libertate omului, dar omul trebuie să știe ce să facă cu ea. Democrație? Libertate! Deci după 89, democrația s-a schimbat foarte mult, nu? Se poate spune așa. În mare parte, omul își poate, prin democrație, își poate spune dreptul, părerea, democrația. Și în general, noi tinerii putem spune că facem parte din această democrație, deoarece facem tot ce vrem, nu ne mai ascultăm părinții într-un fel sau în altul și... Cam atât. Socialist, capitalist. Știți, fiecare are avantaje și dezavantajele lui. Păi, acum, cum să spun, aici cum e la noi capitalismul, e cam sălbatic. Adică cam fără capăt, cum s-ar zice. Adică fiecare înțelege din felul lui și crede că poate să facă ce vrea. Bineînțeles, tot în bunul lui simț vine și aici, toate treburile, că nu ieși, că nu-i... De exemplu, dacă în socialism era statul, mama, tata și nu știu ce, în capitalism ai trezit cu o mulțime tata, mama. Nu mă băgați cu socialismul, că n-am avut niciodată treabă cu el și nu vreau. Nici nu vreau să vorbesc de el. Pentru că familia mea, de copil, am suferit foarte mult din cauza acestui socialism. Și din cauza asta nici nu vreau să discut. Nici nu vreau. Nu mă bag în politică, nu. Nu mă bag în politică, nu. Într-o mare parte este și bine. Într-o mare parte nu prea este bine. Deoarece, odată cu căderea comunismului și tot așa mai departe, multe locuri de muncă s-au distrus, pur și simplu. Și prin... Nu știu ce să vă spun. No. Mentalitatea oamenilor să fie schimbată, adică în bine. În bine, adică fiecare să aibă grijă de ceilalți, adică să gândească și la alții, nu numai la ei. Care că cu capitalismul e înțeles că am greșit toată treaba. Să fim harnici, să fim patrioți, așa, și să știm, în primul rând, cum să mă exprim eu? Așa, nu, aș fi vrut să mă exprim mai bine, dar rămân la atât. Bine, să avem locuri de muncă mai multe, ca să aibă tineretul să nu mai plece în străinătate. Și să fie aici, că sunt multe despărțiri cu ocazia asta, distrugeri de familii.
să fie la noi în țară? Prin muncă. Prin multă muncă și multă străduință. Da, teoretic suntem liberi. Poate nu e cuvântul corect. Procentual, să vă spun, să o gândesc ca un inginer, 70% e bine. Așa mi-a ieșit în urma sondării, cred. Democrația, un lucru foarte bun. Să știți, poate acum cineva o să arunce cu ceva în mine. Și comunismul este un lucru foarte bun. Dar toate sunt foarte bune la nivel de ideal. Sincer. Pentru că oamenii se mulează pe ele. Și capitalismul este bun. Și totuși, de ce nu toată lumea e fericită, nu? Pentru că. Și de aici urmează un răspuns foarte lung. Poate dacă îl citiți pe Eminovici, așa cum a insistat un domn foarte mult să nu-i mai spun Eminescu, veți mai înțelege câte ceva. Sau poate că nu. Dacă aveți idei, vă așteptăm părerile pe www.bff.ro. Puteți trimite și SMS. Și de ce nu? Sigur, cu ajutorul ideilor voastre vom aduce la lumină multe, multe emisiuni frumoase și savuroase. Pentru Viața Bate Filmul, Steve. Democrația dă libertate omului, dar omul trebuie să știe ce să facă cu ea. Simply Kids, cel mai nou spațiu de joacă pentru copii din Suceava. Simply Kids le propune copiilor cu vârste între 3 și 12 ani ateliere deosebite de creație, pictură, teatru, balet, muzică, cursuri de șah, ateliere de gătit, petreceri tematice, cursuri de limbi străine, dar și joacă! Fă-ți ziua ta la Simply Kids! Intră pe www.simplykids.ro sau vină în Suceava pe Mărășești, strada Ighez Bierea, numărul 25B. Simply Mind Weddings. Evenimentul unic din viața ta necesită perfecțiune, grație și iubire. Cele mai noi invitații, cele mai chic decorațiuni, cei mai experimentați videografi și fotografi. Simply Mind Weddings. Organizare nunți, full service. Ne găsești pe nunți.simplymind.com și simplyart.ro.